Acum, pe seară, Vlad vorbea cu Ionut și îl întreba care este situația cu Andreea. A subliniat faptul că a fost deranjat de fazele care au fost făcute de către aceasta și Vlad a întrebat dacă s-a terminat, dacă a mai vorbit cu ea sau nu mai vorbesc deloc în momentul acesta. Și el a spus că au mai vorbit, dar că s-au certat astăzi. Au spus că au avut câteva discuții în contradictoriu și s-au ciondănit. După, bineînțeles, sunetul a fost oprit și nu știm care este continuarea conversației. Eu cred că o să aflăm mâine în emisiune. Pare că Andreea e totuși cam tânără pentru... Mi se pare că nu prea știe să gestioneze situația aceasta. Ea își dorește să demonstreze că îl place, să se apropie de el, dar este puțin cam stângace. Nu cred vreo secundă că are vreo treabă cu Alex, doar că el a profitat puțin de situație și a băgat bățul prin gard.